lor pentru creditarea ipotecară generală, introducerea, se poate gândi introducerea a două variante între care clientul se poate opta, clientul viitor. Opțiunea cu darea în plată, dar cu un avans mai mare, potrivit legii, sau fără dare în plată, cu avans mai redus, așa cum a fost și până în prezent. Acest lucru a fost experimentat într-o țară baltică. Am dezvoltat acest subiect și mă apropii de final pentru singur motiv că o inițiativă legislativă relativ grăbită și neaprofundată poate să ne dea mulți ani înapoi.